schimb de replici halucinante astăzi între șefii unor instituții cheie ale statului român. Jandarmeria și-a coordonat toată intervenția din timpul protestului din 10 august sub supravegherea unui procuror militar care a fost în piață. Niciun procuror militar nu a fost în piața Victoriei în timpul intervenției jandarmilor. În piața Victoriei a fost prezent procurorul militar Bogdan Pârlog, care s-a autosesizat cu privire la evenimentele de la protestul de vineri. Un procuror care de fapt era în drum spre casă la momentul în care trecea prin piața Victoriei și știa foarte bine că supra supraveghere intervenților intervențiilor jandarmilor nu era treaba lui. Totul a plecat de la ministrul de interne Carmen Dan, care a afirmat în cursul dimineții că nu are ce să-și reproșeze cu privire la acțiunile jandarmilor și că jandarmeria și-a coordonat toată intervenția sub supravegherea unui procuror militar care a fost în piață. La scurt timp a venit replica prin procurorului parchetului militar Ionel Corbu. Niciun procuror militar nu a fost în piața Victoriei în timpul intervenției jandarmilor de vineri seara când au avut loc violențe, a declarat acesta. Întrebat de către jurnaliști dacă din punct de vedere legal la intervenție ar fi trebuit să fie prezent un procuror militar, Corbu a răspuns sub nicio formă. Imediat a venit precizarea jandarmeriei. În data de 10 august, în piața Victoriei, pe timpul asigurării și restabilirii ordinii publice, a fost prezent domnul locotenent colonel magistrat Pârloc Bogdan din cadrul parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Acesta s-a autosesizat cu privire la evenimentele din piața Victoriei, fiind prezent în intervalul orar 17.4, atât în punctul de comandă înaintat, cât și în zona dispozitivelor alături de reprezentanții azi jandarmeriei, poliției și autorităților publice centrale și locale. A transmis Jandarmeria. Nu a întârziat replica a procurorului militar invocat de Jandarmerie. Potrivit site-ului g4media.ro care citează libertatea, procurorul Bogdan Pîrloga a declarat că nu a coordonat nicio acțiune a jandarmiilor vineri în Piața Victoriei și că se afla acolo în drum spre casă. Nu există nicio procedură, nu avem nicio atribuție și nu avem ce căuta în a coordona și nici nu am făcut așa ceva. Nu există a supraveghea. la ora 17 am plecat de la birou și m-am îndreptat spre casă. Undeva în jurul orei 18 am fost acolo pentru prima dată. Nici măcar nu s-a pus problema să-i temperez sau să iau vreo măsură cu privire la ei pentru că nu este treaba noastră. Din punct de vedere legal, niciun procuror nu are atribuții privind menținerea ordinii publice, supravegherea sau conformarea măsurilor de ordine publică, a precizat Pârlog. Jandarmeria a făcut pasul următor rapid și a publicat pe pagina sa de Facebook un proces verbal de sesizare din oficiu semnat de procurorul Bogdan Pârlog. În Încheia după intervenția violentă a forțelor de ordine. Documentul conține antetul parchetului militar. În procesul verbal se arată că în mijlocul participanților la protest s-au aflat și aproximativ o mie de persoane care se manifestau violent, că situația a degenerat la un moment dat și că mai multe persoane au fost rănite. Concluzia documentului vizează pe jandarmi, putând fi vorba, precizează procurorul, de purtare abuzivă, abuz în serviciu și neglijență în serviciu. Ca o concluzie după tot acest duel al replicilor, ministrul de interne Carmen Dan a fundat sesizarea din oficiu a unui procuror cu supravegherea intervenției jandarmilor. Sau a folosit greșit un termen, sau a fost înțeleasă greșit.